Sunt câteva învățături biblice care sunt esențiale pentru mântuirea noastră și care, dacă le neglijăm, periclitează destinul nostru veșnic. Despre lucrurile acestea aș dori să vorbim astăzi, despre adevăruri neglijate sau adevăruri uitate. Sunt multe lucruri despre care creștinii vorbesc ca fiind foarte importante. Însă, din multitudinea doctrinelor biblice pe care creștinii le promovează, sunt câteva care au direct impact asupra mântuirii. Despre câteva dintre aceste lucruri care influențează mântuirea noastră, aș dori să vorbim astăzi. Un prim text de la care aș dori să începem cuvântul de astăzi se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 30. Este un text pe care cu toții îl cunoaștem și un adevăr pe care ne fundamentăm multe din credințele noastre. Spune așa, Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Unul dintre lucrurile cel mai des pronunțate de către creștini este acela că Dumnezeu se uită la sinceritatea noastră, nu-i așa? Dacă ești sincer în sufletul tău, dacă trăiești ceea ce cunoști cu sinceritate, vei fi mântuit. Aceasta este una dintre învățăturile cea mai des răspândite și crezută de creștini. Și vreau să vă spun că această credință, dintr-un punct de vedere, este adevărată, dar este înțeleasă deseori foarte greșit. Pentru că vreau să vă spun în această ocazie faptul că sinceritatea nu este suficientă pentru a fi mântuiți. Este adevărat, așa cum am citit, că Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Dar totodată vreau să vă spun, frații mei, că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu să nu rămânem la adevărurile pe care le-am cunoscut odată, ci să creștem în cunoștință și în trăire. Sunt mulți oameni care se mulțumesc să cunoască și rămân totdeauna la nivelul acela de cunoștințe pe care l-au acumulat atunci când au încheiat legământ cu Dumnezeu și s-au botezat. Însă vreau să vă spun că la judecată, când Dumnezeu ne va judeca, nu ne va judeca după standardul nostru, ci ne va judeca după standardul Lui. Oricât de sincere am fi, frații mei, dacă mergem pe o cale greșită, sinceritatea noastră nu ne va mântui și nu ne va salva. Tot într-o direcție greșită ne îndreptăm. Ca să vă dau un exemplu, să înțelegem lucrul acesta, aș folosi imaginea unui pahar cu apă. Apa este incoloră. Nu are gust, nu are miros, însă dacă într-un pahar cu apă am pune câteva grame de otravă, chiar dacă culoarea apei nu s-ar schimba, chiar dacă nu ar căpăta miros, indiferent cât de sincere am fi noi atunci când am bea paharul acela cu apă, vreau să vă întreb, ne-am otrăvi sau nu? Ne-am otrăvi. Indiferent cât de sincere am fi în viața noastră de credință, sinceritatea, frații mei, nu este suficientă ca să ne aducă mântuire. Suntem datori să căutăm adevărul lui Dumnezeu, suntem datori să trăim adevărul lui Dumnezeu, nu să ne mulțumim
cu nivelul pe care îl avem în prezent. Copiii lui Dumnezeu, atunci când se apropie de Dumnezeu, spune, lumina crește din ce în ce mai mult. Trăirea creștinului crește și se aseamănă din ce în ce mai mult cu Hristos. Vreau să vă citesc cu ocazia aceasta un citat din Soli Alese, volumul 2. Spune așa, am fost puternic surprins atunci când am citit pasajul acesta și vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Spune astfel, sinceritatea nu va salva niciodată un suflet de consecințele credinței într-o idee falsă. Fără sinceritate, nu poate să existe religia adevărată. Este esențială sinceritatea. Însă, dar sinceritatea manifestată într-o religie falsă nu-i va mântui niciodată pe oameni. Eu pot să fiu întru totul sincer, mergând pe o cale greșită, dar faptul acesta nu va face acea cale să fie bună și nici nu mă va duce acolo unde doream să ajung. Domnul nu vrea ca noi să avem o credință oarbă și să considerăm această credulitate ca fiind credința care sfințește. Adevărul este principiul care sfințește și, prin urmare, se cuvine ca noi să cunoaștem adevărul. Frații mei, textul acesta pe care l-am citit din Biblie, conform căruia Domnul Iisus Hristos nu ține cont de vremurile de neștiință, este adevărat. Însă deseori este foarte greșit înțeles de noi oamenii. Atunci când Dumnezeu va veni, nu ne va judeca doar după cât am cunoscut noi, ci judecata lui Dumnezeu se va desfășura și va avea în vedere și ce am fi putut să cunoaștem, dar nu ne-a dat interesul să o facem. Baremul judecății lui Dumnezeu nu este doar cunoștința noastră, ci este legea lui Dumnezeu. Unul dintre adevărurile neglijate sau uitate, sau mai bine spus, greșit înțelese, este acela că sinceritatea este suficientă. Frate sau soră, dacă ești sincer, dacă trăiești și împlinești în viața ta cât cunoști, vei fi mântuit. Vreau să vă spun, frații mei, că dintr-un punct de vedere e adevărat, dar nu în totalitate. Dacă ești pe o cale rea, greșită, și ești sincer și nu cauți să afli adevărul, nu vei putea să fii salvat, indiferent cât de sincer ai fi. Pentru că datoria fiecăruia dintre noi este să căutăm adevărul ca să ne eliberăm de minciună. Când Hristos va veni, ne va judeca și pentru ceea ce am fi putut să cunoaștem și nu ne-am dat interesul să o facem. De aceea, cu această ocazie, aș vrea să vă invit, frați și surori, este important să fim sinceri. O credință nesinceră nu poate să aducă mântuirea, dar sinceritatea nu este suficient. Trebuie ca sinceritatea aceea să ne conducă la a descoperi adevărul mai mult și mai mult. Sinceritatea trebuie să ne determine la a trăi din ce în ce mai mult asemeni Domnului Iisus Hristos. Lumina adevărului este continuă crescând și pe zi ce trece ajungem să cunoaștem mai mult și să trăim mai mult din ceea ce descoperim. Dacă suntem sinceri și rămânem la nivelul pe care l-am cunoscut la început, sinceritatea aceea nu poate să ne aducă salvare. Avem datoria
ca cu sinceritate să căutăm, să descoperim tot mai mult despre Hristos și să trăim și să împlinim în viața noastră. Acesta este primul lucru, frații mei. Sinceritatea nu este suficientă pentru a fi mântuiți. Este esențială, dar nu este suficient. Ci sinceritatea care ne conduce la o schimbare continuă este cea care ne-l descoperă pe Hristos. Cel de-al doilea lucru pe care aș dori să îl discutăm se bazează pe textul din 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Spune așa: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Unul dintre aspectele esențiale ale mântuirii este mărturisirea păcatelor. Nu poți să vii la Iisus Hristos, nu poți să fii mântuit dacă nu-i spui lui Dumnezeu în dreptul păcatelor pe care le-ai săvârșit: Doamne, iartă-mă! Și una dintre învățăturile larg răspândite este aceea că atunci când vii la Dumnezeu și îți ceri iertare pentru păcatele tale, Dumnezeu te iartă. Și lucrul acesta aș vrea să vă spun că este adevărat. Dacă venim la Hristos și ne cerem iertare, Dumnezeu ne iartă. Dar vreau să vă spun un lucru. Deseori, concepția noastră despre iertare este foarte greșită. Iertarea, frații mei, nu este un cuvânt magic pe care atunci când spunem Doamne, iartă-mă, Dumnezeu ne-a iertat. Ci atunci când Dumnezeu ne iartă cu adevărat, în iertarea pe care Dumnezeu ne oferă este și puterea de a depăși păcatele și greșelile pentru care cerem iertare lui Dumnezeu. Pentru că dacă cuvântul acesta, iartă-mă, ar avea putere în el însuși, noi am putea să comitem păcatul, să zicem, Doamne, iartă-mă, ne-a iertat și Dumnezeu ne-a dat un cec în alb ca să păcătuim în continuare. Nu pentru aceasta ne iartă Dumnezeu, ci Dumnezeu când ne iartă, prin iertarea aceea ne oferă de fapt ocazia de a trăi altfel. Ne oferă un nou început. Împăratul roman Constantin cel Mare, în Biserica Ortodoxă este declarat sfânt, a evitat să fie botezat până când a ajuns în ultimele zile ale vieții lui. Tradiția creștină spune că împăratul Constantin cel Mare a cerut să fie botezat chiar pe patul de suferință, pe patul de moarte, cu puțin timp înainte ca el să moară. De ce? Pentru că în concepția tradițională, atunci când cineva se botează, Dumnezeu îi șterge toate păcatele pe care el le-a săvârșit vreodată în viața lui. Și Constantin cel Mare și-a calculat lucrurile și a zis în felul următor: pot să trăiesc toată viața cum vreau eu, să mă bucur, să mă distrez, să păcătuiesc și la sfârșit am cheia rezolvării tuturor lucrurilor. Cu puțin timp înainte să mor, mă botez și după aceea nu o să mai am timp să mai săvârșesc niciun păcat. Așa că o să fiu iertat și mântuit. Dragii mei, vreau să vă spun că deseori conceptul acesta al iertării este împărtășit de foarte mulți creștini. Și de multe ori avem impresia că păcătuim, venim la Dumnezeu, spunem cuvântul magic, Doamne, iartă-mă, și după ce am spus Doamne, iartă-mă, mi s-au șters toate păcatele și după aceea plec mai departe și săvârșesc din nou
toate păcatele pe care le-am făcut până atunci. Ați fost atenți la textul pe care l-am citit? 1 Ioan 1,9 spune așa: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte, și nu se oprește aici. Ci zice așa, continuă cuvântul lui Dumnezeu, și să ne curățească de orice nelegiuire. Iertarea lui Dumnezeu, stimații mei, nu este ceva ieftin care să ni se ofere pentru ca să continuăm să păcătuim. Iertarea pe care ne oferă Dumnezeu este de fapt schimbarea vieții, este de fapt curățirea vieții noastre. Odată cu iertarea, Dumnezeu ne dă și puterea de a învinge păcatul. Vreau să vă spun un lucru. Nu trebuie să așteptăm să ne schimbăm viața ca să venim la Dumnezeu și să-i cerem iertare. Dumnezeu nu iartă sfinți, Dumnezeu iartă oameni păcătoși. Dar pe omul păcătos pe care Dumnezeu îl iartă, nu-l lasă în păcătoșenia lui, ci îl schimbă și îl transformă. Vreau să vă citesc de asemenea un citat. Din păcate, cred că nu-l găsesc acum. Citatul pe care vroiam să vi-l prezint, l-am găsit. Spune așa, Solii Alese, volumul 1, zice așa: Domnul Hristos îi iartă numai pe aceia care se pocăiesc, dar pe aceia pe care îi iartă, îi face mai întâi să se pocăiască. Ați fost atenți? Repet. Domnul Hristos îi iartă numai pe aceia care se pocăiesc, dar pe aceia pe care îi iartă, îi face mai întâi să se pocăiască. Pocăința și iertarea, frații mei, nu sunt prin puterea noastră, ci ambele sunt prin puterea lui Dumnezeu. Cine ne convinge că suntem păcătoși? Cine ne convinge că am greșit? Duhul lui Dumnezeu. Cine ne dă putere să venim la Dumnezeu și să ne mărturisim păcatul și să cerem iertare? Tot Dumnezeu. Dar Dumnezeu care ne dă această putere, care ne convinge de păcat, este același care odată cu iertarea pe care ne oferă, ne dă și puterea de a renunța la păcatul din viața noastră. Învățătura Bibliei, fraților, este aceea că atunci când venim la Dumnezeu și cerem iertare, nu trebuie să așteptăm vreo schimbare care să se producă acolo pe moment, ci trebuie să plecăm cu credința că Dumnezeu ne-a oferit nu doar iertarea păcatelor noastre, ci și schimbarea vieții. Și când plecăm de la rugăciunea în care am mărturisit păcatul nostru și am cerut iertare, trebuie să plecăm și să trăim în conformitate cu credința aceasta că Hristos nu doar ne-a iertat, ci ne-a și curățit. Dragii mei, este astăzi rândul multor creștini o concepție greșită despre iertare. Sunt mulți creștini care au impresia că iartă-mă este un cuvânt magic suficient ca să acopere toate greșelile pe care le-ai făcut, ca în continuare să comită aceleași păcate. Iartă-mă nu este un cuvânt magic prin care Dumnezeu să ne dea un cec în alb pentru ca noi să continuăm să păcătuim, frații mei. Mărturisirea păcatelor și iertarea primită din partea lui Dumnezeu, iertarea aceasta are în ea o putere prin care Dumnezeu ne curățește,
Niciodată Iisus Hristos nu va face doar atât, doar să ne ierte, ci Iisus Hristos când ne iartă, ne și curățește. Sunt mulți creștini care se opresc doar la prima parte, iertare. Și uită de fapt că prin iertare Domnul Iisus Hristos ne dă și puterea de a birui păcatul. Iisus Hristos nu doar iartă, ci și curățește. Și aceste două procese sunt împletite. Niciodată nu veți găsi iertare de la Dumnezeu fără curățire. Acestea sunt totdeauna împreună. Sunt de asemenea creștini care cad în extrema cealaltă și după ce au cerut iertare de la Dumnezeu, se luptă din răzputeri să facă fapte bune. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Da, roada unei iertări adevărate sunt faptele bune, dar faptele acelea bune nu sunt făcute prin puterea noastră, ci tot prin puterea lui Dumnezeu. Noi îi cerem lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă, dă-mi putere, ajută-mă să fiu altfel, curățește-mă de păcat. Și Hristos, prin puterea sa, lucrează în noi ca să ne ierte și să ne curățească. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez, un alt adevăr neglijat, iertat sau neînțeles, este acela al iertării. Frații mei, vreau să rămânem cu concluzia aceasta. Niciodată Dumnezeu nu va oferi doar iertare, ci întotdeauna iertarea lui Dumnezeu va fi însoțită de curățire și sfințire. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca atunci când cerem iertare, să nu ne ridicăm de la rugăciune și să continuăm să comitem aceleași păcate și greșeli, ci primind iertarea de la Dumnezeu, să primim și puterea eliberatoare de păcat și transformatoare. Ultimul aspect pe care aș dori să-l subliniez cu ocazia aceasta se bazează pe textul din Matei, capitolul 5, cu versetul 17. Matei, capitolul 5, cu versetul 17, are în vedere scopul venirii Domnului Iisus Hristos și cu precădere se referă la împlinirea legii. Matei, capitolul 5, cu 17, spune astfel: Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii. Am venit nu să strig, ci să împlinesc. Sunt foarte mulți creștini care consideră că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta, a venit ca să împlinească legea, ceea ce este adevărat. Dar de aici mulți creștini trag o concluzie foarte greșită și nocivă. Și anume faptul că dacă Domnul Iisus Hristos a împlinit legea, noi astăzi suntem scutiți de la a asculta de legea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Hristos a murit pentru noi și noi astăzi putem să trăim cum vrem noi. Iubiții mei, frați, vreau să vă spun un lucru. Cu toate că Biblia vorbește despre faptul că suntem mântuiți prin credința în Dumnezeu, credința aceasta este o putere extraordinară care schimbă viața celui credincios. Și dintr-un păcătos, omul păcătos este schimbat. Și Biblia spune că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
Sunt mulți creștini care pierd din vedere faptul că Iisus Hristos care trăiește în noi, noi nu mai trăim, Hristos trăiește în noi, nu poate să încalce legea pe care El însuși a oferit-o nu doar oamenilor, ci întregului univers. Dacă Iisus Hristos trăiește cu adevărat în mine, eu nu voi mai putea să mint. Dacă Iisus Hristos trăiește cu adevărat în mine, eu nu voi mai putea să fur sau să comit înșelătorii. Dacă Iisus Hristos trăiește în mine, Iisus Hristos nu poate să poftească casa aproape lui său sau alte lucruri de felul acesta. Iubiții mei frați, un lucru esențial pe care mulți creștini îl înțeleg deficitar este acela al împlinirii legii lui Dumnezeu. Omul, indiferent cât s-ar strădui, nu poate să împlinească în viața lui legea lui Dumnezeu prin propriile sale puteri. Indiferent cât ne-am strădui, vom putea să învingem păcatele din viața noastră o zi, o săptămână, o lună sau un an, dar mai devreme sau mai târziu păcatul ne va copleși. Omul nu este capabil să păstreze legea lui Dumnezeu, dar este interesant un lucru. Atunci când prin credință vii înaintea lui Dumnezeu și primești neprihănirea lui Hristos, atunci când Iisus Hristos trăiește în tine, așa cum spune Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Creștinul, prin puterea lui Dumnezeu, nu prin puterea lui, ci prin puterea lui Dumnezeu, va ajunge să păzească legea lui Dumnezeu. Mântuirea pe care noi o obținem prin credință nu ne lasă să fim niște oameni păcătoși, ci ne ridică și prin puterea lui Dumnezeu ne ajută să trăim în conformitate cu principiile lui Dumnezeu. În concepția larg răspândită a multor creștini de astăzi, se afirmă deseori faptul că legea lui Dumnezeu nu poate să fie păzită și împlinită. Deseori se aude lucrul acesta. Și este adevărat parțial lucrul ăsta, frații mei, pentru că omul, prin puterea lui, nu poate să împlinească legea. Însă, prin puterea lui Dumnezeu, lucrul acesta este posibil. Iisus Hristos tocmai de aceea a venit pe pământul acesta, ca să ne arate că omul poate să trăiască la nivelul cerut de Dumnezeu, dar nu prin puterea sa omenească, ci prin puterea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte care a fost acuzația diavolului în ceruri la adresa lui Dumnezeu? Principala acuzație a diavolului a fost aceasta, că legea lui Dumnezeu nu este bună și că nimeni nu poate să păzească legea lui Dumnezeu. Recunoașteți cuvintele acestea în gura multor creștini de astăzi? Nu sunt mulți creștini care spun, noi astăzi suntem eliberați de lege. Hristos a împlinit legea pentru noi. Cuvântul spune că Domnul Hristos nu a venit să desființeze legea, ci a venit să ne arate că se poate. Pe cruce, Domnul Iisus Hristos nu a îndeplinit legea pentru noi, ca noi să fim exceptați de lucrul acesta, ci pe cruce, când Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, a obținut pentru noi, a deschis o ușă prin care noi să primim o putere ca să trăim așa cum a trăit Domnul Hristos. De ce ne spune Domnul Hristos să trăim cum a trăit El? Dacă eu, Domnul și Mântuitorul vostru, am făcut lucrurile acestea și voi să le faceți. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Iisus Hristos, care trăiește în viața creștinului, este o putere
care ne schimbă pe fiecare dintre noi. Am un citat pe care aș vrea să vi-l prezint din aceeași carte, care spune în felul următor: pentru a îndeplini cerințele legii, credința noastră trebuie să se bazeze pe neprihănirea lui Hristos, pe care să o primim ca fiind neprihănirea noastră. Prin unirea cu Hristos și primirea neprihănirii sale prin credință, noi putem ajunge în stare să facem lucrările lui Dumnezeu și să fim colaboratori cu Hristos. Este extraordinar, frații mei. Iisus Hristos a venit pe pământul acesta ca să deschidă o ușă prin care să putem primi putere de la Dumnezeu de a învinge păcatul din viața noastră și a trăi împlinind principiile lui Dumnezeu. Pe cruce, Hristos nu a murit ca să desființeze legea și noi să trăim cum vrem noi, pentru că Hristos a împlinit legea în locul nostru. Ci pe cruce, Domnul Iisus Hristos a murit ca să ne arate că se poate. Nu purim puterea omenească, nu noi luptându-ne cu puterea noastră, ci prin puterea pe care o putem accesa din partea lui Dumnezeu. Este un text care se găsește în Romani, capitolul 3, cu versetul 31, care spune așa: deci prin credință desființăm noi legea? Întreabă apostolul Pavel. Și răspunsul este acesta, tot el continuă și spune: nici de cum, ci prin credință noi întărim legea. Iubiții mei, este larg răspândită această concepție conform căreia creștinul este exceptat de la a împlini prevederile și principiile legii lui Dumnezeu. Mulți creștini au impresia că dacă Hristos a murit pe cruce și a împlinit legea, a împlinit-o pentru noi toți. Și acum, prin credință, noi suntem exceptați de la a mai păzi această lege. Vreau să vă spun că această interpretare este falsă și conduce la pierderea vieții veșnice. Dragii mei, suntem mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos, dar crezând în Domnul Iisus Hristos și căpătând neprihănirea Lui, în momentul acela Dumnezeu ne transformă și ne ridică prin puterea Sa la nivelul în care putem prin viața noastră să mărturisim despre curăția principiilor Lui. Se poate vedea în viața celui neprihănit principiile curate ale lui Dumnezeu. Diavolul din veșnicie a spus că legea lui Dumnezeu nu poate fi păzită. Mulți creștini astăzi, cu alte cuvinte, spun același lucru. Omul este exceptat de la a păzi legea. Nu, frații mei. Domnul Iisus Hristos a venit să moară pentru noi tocmai pentru ca legea lui Dumnezeu, care a fost știrbită prin păcat, să rămână în picioare. Omul nu poate să păzească legea prin capacitățile sale umane. Dar ceea ce este extraordinar este faptul că prin neprihănirea lui Hristos, prin puterea lui Dumnezeu, omul este ridicat de la nivelul său de om păcătos, la nivelul de persoană care prin puterea lui Dumnezeu trăiește tot mai mult așa cum a trăit Hristos. Domnul să ne ajute să putem să trăim practic aceste învățături neglijate sau greșit înțelese. Prima dintre ele este aceasta: sinceritatea nu este suficientă pentru a fi mântuiți.
Indiferent cât de sincere am fi, dacă mergem pe o cale greșită, nu vom ajunge la mântuire. Dumnezeu nu ne va judeca la sfârșit după sinceritatea noastră, ci vom fi responsabili înaintea lui Dumnezeu și pentru lucrurile pe care ar fi trebuit să le cunoaștem, ar fi trebuit să le cercetăm și nu le-am cercetat. Da, sinceritatea este esențială pentru o credință corectă și pentru mântuire. Dar sinceritatea, dacă suntem pe o cale rea și greșită, nu este suficientă ca să ne mântuiască. Cel de-al doilea lucru despre care am vorbit a avut în vedere iertarea. Iertarea nu este doar un concept prin care Dumnezeu doar ne șterge păcatul, ci iertarea întotdeauna este împletită cu curățirea și sfințirea. Atunci când Dumnezeu ne iartă, ne și curățește, ne și dă putere să biruim păcatul pentru care am cerut iertare de la Dumnezeu. Și cel de-al treilea lucru, Iisus Hristos a venit să moară și să împlinească legea. Dar moartea Domnului Iisus Hristos nu ne exceptă pe noi de la împlini principiile legii lui Dumnezeu, ci din contră, ceea ce prin puterea omului a fost imposibil până la cruce, în momentul acela Domnul Iisus Hristos a deschis o ușă prin care omul de rând, păcătos, prin neprihănirea lui Hristos, primește o putere ca să urmeze exemplul de viețuire curat al Mântuitorului, al Domnului Hristos. Să ne ajute Domnul ca principiile acestea ale mântuirii sale să se reflecte în viața fiecăruia dintre noi și nu cumva, din cauza vreunei concepții greșit înțelese, mântuirea noastră să fie periclitată. Domnul să ne ajute la aceasta și să ne dea putere. Amin.